Mică descriere a grădinii. Usturoi. Asta este al lui bunicii mei. Se arată frumosica. Aceasta este mazăre de cumpărat care a ieșit aici colo. În schimb, aceasta este mazăre de la ei, sămânță proprie. A ieșit în proporție de 99%. În schimb, aceea de 70%. Este ceapă. Ce avem? Argini. Mazăre în spate. Deja l-a dat floaia. Avem și mărar, preferatul meu. Avem niște ridichi. Cartofii are au ieșit. Curumpi, cum se zice la noi. Bine, mai avem iar niște rânduri de mazăre. Fasolia. Păsula, iarăși, cum se zice la noi. Avem și păsula. Crumpii. Nu mai știu, câteva rânduri sunt roșii, câțiva galbeni. Aceștia sunt puse pe rând. În schimb. Uite, același mare. În schimb, daci sunt ai noștri. De parcă n-ar fi tot aia, nu mai zic că fel divers. Ai noștri, în schimb, sunt puși la cuib și sunt sămânță proprie, nu de cumpărat, și sunt mai mari, în ce vreau colții mai preeminenți când i-am plantat. Aici sunt albi. Aici sunt cei roșii, roz. Aceste sunt cu cuib. Colorado, văd că am scăpat parțial de ei, dar mă trebuie dat cu mospilan pe ei. Ce m-am scăpat de toți. De aici așa sunt cei albi. Ia, ia cât. Că e și el sărac. Aia e șișe. În capăt am pus ludei dovleci. Ludei, să zice la noi, de plăcintă, dar n-a ieșit decât unul. Nu știu ce s-a întâmplat. Cred că i-a mâncat ceva. Și gropile ceva săpat pe lângă ei. Unul a ieșit. Singurii care nu au ieșit în această grădină. Deoarece ludeile de mâncare. Uitați deja ce mai ies. Au vreo 3 săptămâni, chiar o lună aproape. De când i-am pus în pământ și a ieșit destul de mari. Avem fasole. Fasole verde. Avem și salcea cu care trebuie să mă lup să o scot. Aici avem goji.
ce mai avea niște dublă ce văd, că au ieșit și ăștia până într-un final. Da. Bine, toată grădina e sub iarbă, deci absolut tot are iarbă, trebuie. Teoretic, weekendul ăsta trebuia luată toată grădina să apă frumos, dar din cauza ploii, apă, domn, e uscat bine. Se apă picioare. Acum aici mai avem niște mazăre. Prăpădită aici era, mazăre prăpădită. Niște salată. Ridic. Zăzăvatul care nu prea se cunosc, ce drept. Pătrunjel, morcov, ceapă roșie. Agin. Aici avem porumb pe care va veni fasole urcătoare pe ei. Când porumbul este undeva la atâta, țanță se plantează fasolea urcătoare. Și avem iară ridic. Știu, asta eu le-am pus, sunt cam tufe deja. Și spanac foarte frumos care o să culeg mâine, că deja este foarte mare. Ce spanac. Mai mare ca palma. Mai mare ca palma. Foarte frumos în spanacul. Ceapă galbenă. Și acolo în capăt este usturoi. Eu nu mă mai bag acolo, e măcirile rău. Și castraveți, avem și castraveți. Să văd care cum au răsărit. Am pus mai multe soiuri, am pus un fel de probă. Ia. Uitați. Opa, ăsta e mâncat o țără. Trebuie dat cu soluție. Ei, hanțul ăsta. Purici, negri, aia mâncă. Și-a mai ești polamidă, cum s-a mâncă. Ha, uite-o dată toată jos. Cam asta este grădinuța. Spre la mai multe școli unde este liber, va veni varza ardei. Și bineînțeles roșii care va pune bunicul. Eu din păcate nu pot scăpa doar weekendul aici. Cază serviciului. Numai bine.